Antonio Joe, facciamo applauso per me. Avem un mic, dar avem un delay, că la și jumătate trebuie să începem. Am calculat totul ceea ce mie nu e specific, eu sunt incapabil de a organiza orice, sunt un dezastru pentru oricine vrea să organizeze ceva cu mine. Nu țin minte, în culițele, mi se pare că am și dreptate, susțin cu putere că am dreptate, până când dau seama că sunt complet pe lângă și atunci zic, îmi cer scuze spre disperarea celui cu care vorbesc. Trebuie să ne vină o mică recuzită prin Glovo și am făcut o conversație pe care am comandat-o să vină cu o jumătate de oră mai devreme decât trebuia, dar n-a ajuns și am auzit doar zic, da, ajunge ok, deci atât am mai durează până începem. E un spectacol greu ăsta pe care l-am lucrat cu copiii și am avut niște hiatusuri din astea, au fost Celebration Day, n-am făcut repetiție. Am mai lipsit careva, n-am făcut repetiție. Avem și o înlocuire, de fapt două înlocuiri în spectacol, dintre care una dintre înlocuiri astăzi a zis prima oară textul. Și le mulțumesc că am îndurora pentru curajul și specific vârstei, adică cu cât creștem în vârstă nu mai avem această abilitate de a... așa. Imediat. Important este că am și un coleg foarte bun, domnul de muzică, Mr. Andrei, care s-a dus să preia BDB. Ce am urmărit, ceea ce urmăresc de fiecare dată când lucrez cu copii, mi se pare că exercițiile de dramă ca atare sunt un exercițiu foarte bun pentru ceea ce ulterior când suntem mai mari și lucrăm prin companii se spune că reprezintă soft skills, care din cauza tehnologiei care apare au devenit hard skills. Pentru că partea de hard skills acum cumva e preluată de AI și de oameni care foarte ușor deprind aceste îndeleniciri, pe când partea asta de foste soft skills încep să se estompeze, să dispară ușor, ușor. Și atunci exercițiile de dramă pe care le lucrez cu copii, în direcția asta văd beneficiul lor. Faptul că trebuie să fie atenți unii la alții, faptul că trebuie să reacționeze la timp unii la ceilalți, faptul că trebuie să înțeleagă ceea ce spun, faptul că trebuie să se adapteze la faptul că cel din fața lui are o altă emoție, o altă stare, apar accidente. Ei sunt stresați acum de faptul că s-ar putea să apară mici accidente în acest spațiu nou, dar la noi astea sunt aur, sunt cea mai mare bucurie. În momentul în care se întâmplă accidente, reacționezi și vezi ce se întâmplă. Asta e și frumusețea teatrului, știi ce ai lucrat, știi ce-ți dorești, habar n-ai ce o să iasă. Aici, de aici înainte, este șansa lor. Și auspiciile sub care ei vor juca întotdeauna, sau toți copiii cu care lucrez eu, sună așa. Dacă iese bine, e meritul lor. Dacă iese ceva greșit, e vina mea. Adică responsabilitatea lor este spre zero. Singura lor responsabilitate este aceea de a fi atenți și de a face cât pot ei de bine să facă ceea ce iese. Și de aici înainte, vedeți. Ai mufă de discurs, mă fără. Da, verificați-vă, vă rog, ce mai aveți de făcut aici, dar nici nu ca la teatru, nu dăm gong, nu nimic, dar hai, cu curaj, cu curaj. Verificați ce aveți de făcut, puneți ce aveți de pus, da, Pentru noi.
Și la mine la poartă, uș, uș! Cucoană, mai întâi, că am lucru gorligesc. Eu când? Eu nu sunt la poarta dumitale, ci în curtea moșului meu. Așa deci, e și obraznică, nu doar afon. Ei, lasă că vorbesc eu acum cu moșul tău. Să vedem, el te învață la obraznicii de-astea. Moșule! Moșule! Măi, moșule, măi! Dar ce-ți pasă ție de scârțiturile ăstuia? Măi, surdule și lipsitule de urechi, ce ești tu? Scoală-mă! Moșule! Aolo! Ce-ai grădeuri așa că ai sculat tot satul? Unde arde? A, de la mine în cap, acolo arde. Și urlu că nu auzi sau te pomenești tu? Păi normal că nu sunt surd. Ce ai zis? Am zis că ce glas frumos ai, că nu m-am durat să te opresc. Păi dacă îți place când țip, ia să vezi cum e când îți cânt. Am o căsuță mică și așa și... Stop, gata, e superb! Și dacă ar fi după mine, eu nu te-aș mai opri. Dar mie cumva să nu răgușești sau mai rău, să-ți pierzi vocea. Eu nu mi-aș putea ierta una ca asta. Da. Dar ia uite la trândavul tău, după ce că scârțe ca moara hodorogită, nici rezistență nu are. Zău, de ce mai ții? Barem de o ciorbă că și el bun la ceva. De ce nu-l tai? Ai dreptate să știi, doar că vezi tu, îl am de multă vreme, dar acum ai doar piele și os. Ce ciorbă să mai fac din el? Dacă tot veni vorba, nu mă împrumuși pe mine cu vreo două ouă, că mi s-a făcut cam foame. Cum adică să te împrumut? Adică să-mi dai și mie două ouă până... Până când? Ei, acum, până face găina ta altele, că nu-i departe, n-ar mai face, nu? Deci tu vrei să-ți dau eu ouă de la găina mea mândră și frumoasă, doar așa că ți-e ție milă de puturosul ăla care face doar umbra pământului. În mare, da, doar că vezi tu de cocoș și ei nu fac ouă. Bate-l. Poftim? Bate-l, că și-o bat pe găina mea și ia uite câte ouă face. Dacă nu știi cum ți-l bat eu, vrei? Fata, așa am să fac. Ne vedem mâine să mai încânt puțin. Am o căsuță. Moșule, tu chiar ai de gând să mă bați? De bătut te-aș bătea eu, că și pe mine mă enervează cântatul tău. Dar nu sunt așa sigur că vei face ouă. Da, este o improbabilitate biologică. Ce e? E că nu se poate. Da, mă gândeam eu. Cocoșule, uite cum facem. Eu mă prefac că te bat, tu te prefaci că te doare și fugi cât vezi tu cu ochii. Mâine te întorci înapoi. Baba crede că am făcut cum a zis ea și îmi dă și mie două ouă. Toată lumea fericită. Ce zici? Zic că unde o să mă duc? Ei, acum, iau și tu ca pe aventură. Gata? Gata! Dacă n-am
bune sunt. Ia te uită. Au plecat și am uitat să le și mulțumesc. Și a uitat și nepunguța mea. Cuculicu, boier mar, dați punguța cu 2 bani! 2 bani? 2 bani! Cuculicu, boier mar, dați punguța cu 2 bani! Nu o culegem.
O prindem. Și după ce o prindem, ce facem cu ea? Ciorbă. Ce fel de ciorbă? De cocoș. Și uite cum stăm noi așa de vorbă, cine noastră lasă nota sa. După el! Stai, prindecilor, hai să cântăm o cântecel și să ne liniștim. Nu, cântecelul nu ține de foame și n-am tot săturat de toate curele astea de slăbire. Pipticilor, stați! Din tine. La început e măgulitor, iar apoi obositor, iar în final enervant. Și pe tine vrea să te mănânce cineva? Da, e blestemul faimei. Uite, acum că mă vezi, nu-ți dorești câte o bucățică din mine? Nu, absolut deloc, ce scârbos! Chiar? Da, dar acum că faima ta cuprinde și mai rău, nu vrei să mă faci ciorbă? Nu, absolut deloc. A, tare, am putea fi prieteni. Așa se pare, prietene. Acum du-te, că mă ocup eu de fomiștii ăștia. Carne, 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 carne. Vai, 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 vai. Auzi, frumosule, n-ai văzut un cumva un cocoș alergând pe aici? Ce fel de cocoș? Poți să mi-l descrii? Are aripi, are aripi, cioc, cioc, cioc. Da, ia stai, e un cocoș a fugit din ciorba noastră. L-ai văzut sau nu l-ai văzut? Nu minți și nu ne aburi. Eu sunt prinț. Eu nu mint și niciun caz nu aburesc. Dar mă tem că descrierea ta sună izbitor de mult cu cea unui vechi prieten de-al meu. Super, și pe unde a luat-o? Nu-ți înțeleg scopul întrebării. Adică cum? Adică ce problemă ai tu cu prietenul meu? Ăsta își bate joc de noi. Ce treabă? Uite, mi s-a strigat ceasul deșteptător și vreau să-mi iau unul nou. Și modelul ăla de cocoș e fix ce am nevoie. E bine? Dimpotrivă. Mă tem că dacă nu-ți vei repara ceasul, vei întârzia de acum. Bă, gata, că eu m-am plictisit. Și noi. Mă numesc prințul. Încântată. Și eu. Ce spunem? Ești vegetarian? Eu sunt prinț. Nu pot fi altfel decât perfect. Era să Vai! Ce omuleți micuți! Aveți vreo servare, ceva? Ce vrei, babo? Eram și eu curioasă. Suntem în team building, e bine? Aolo, dar ce e aia? E că am ieșit să ne cunoaștem mai bine, că de mâine iar mergem la scos de diamante. Și vă distrați? Nu chiar, acum nu ne lasă șefa. A, dar cine e șefa asta voastră? Tanti aia de acolo, albă ca zăpada. Gea albă ca zăpada? Vai, ce noroc pe capul meu! Da, ce treabă tu cu ea și mai important, ce ai în sacul ăla acolo? Ei, ia cu niște mere. Mere? Nu știu de voi, dar mie mi-e cam foame. Nu-s carne, dar ar merge umor. A, dar nu sunt de vânzare. La revedere, copii! Cine face asta, copii? Nu știu, dar ceva e dubios rău la baba asta. Și de ce ai zis că e norocoasă, că a dat peste albă ca zăpada? Lasă asta, dar ce-ai căutat cu o trai să vină cu mere și să nu vin și tu din ele? Auziți? Ia hai după aia, că mi se pare că baba asta e
e personajul așa mai principal. Care e problema acum? Păi ce v-am rugat eu? Păi de-acum, să mâncăm, să mâncăm frumos! Așa și? Și ce? Și mâncați? Da. Nu se vede? Da, dar mâncați frumos. E, acest fapt este de nerealizat, având în vedere structura noastră anatomică. Adică ce are structura voastră anatomică de vampiri ca să mâncați frumos? Suntem porci! Știi, lumea întreagă cine suntem și cum mâncăm. Acă, pe bune, suntem de notorietate. Uite, întreabă orice părinte. Cum mănâncă copiii voștri? Ca porci! Ca porci! Vezi? Deci, care e dilema ta, lucrule? Dilema mea este că trebuie să vă mănânc și m-am cam săturat de junk food. Adică, pe bune, nu numai că sunteți ca mâncați ca porcii, dar mai și mâncați porcării. Nu-ți plac porcăriile? Deloc. Atunci nu mai mânca porci! Dacă ar fi după mine, nici nu m-aș atinge de voi, dar n-am scris eu povestea. Așa că, hai faceți și voi un efort și treceți mai pe regim așa. Auzi? Dar ce bă să ne mănânci tu pe noi? Păi în asta cu cei trei purceluși. Cum adică? Dar noi scenariul este foarte clar că ne speriem, ne temem, ne îngrijorăm, fugim, țipăm și după ne bucurăm. Discriminte că ne mănânci. Tu ești din ăla care a citit povestea sau a văzut doar filmul? Vă zic, am citit din scoarță în scoarță, doar că lumea a evoluat, copiii s-au schimbat. Nu se mai sperie așa de ușor și au nevoie de mai mult realism în poveștile pe care le vor. Și de aia... Și de aia te-ai gândit tu că ar fi o idee bună să ne ronțe puțin. Ei, eu, piața o cere și vă asigur că dacă nu o facem, rămânem pe drumul și nu o să mai știe nimeni de cei trei purceluși, de purceluși și lupul cel rău. Ma, dar sunteți lupul cel rău? Păi da. Vă rog să ne scuzați. Nu știam șeful că Matale e șeful. Suntem aici la datorie. Cu ce ați dori să începeți? Vrei să spui cu care? Nu! Vreau să spun cu ce. O costiță, o pulpiță, un cotlețel. Abia ce v-am zis. Sigur, o să vă servesc. Dar doar după ce țineți și voi puțin regim și faceți măcar o jumătate de curs de maniere frumoase. Auzi, șeful, cred că v-ați cam aprins. Să recapitulăm. Noi suntem porci pentru că mâncăm orice și mâncăm urât, că de-aia suntem porci. Iar în scenariu scrie că lupul cel rău, adică Mata, mănâncă porci, deci la sugestia ta. Deci porci, nu pește, nu pui, nu cocoș, nu altceva, porc. Și n-ar da noroc peste mine, niște pui sau cocoșe la jar. Bună ziua! Bună ziua! Vai, ce noroc! Hai, pui, 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 pui!
Deci, ce tocmai s-a întâmplat? Se pare că am fost abandonați. Înlocuiți de-a dreptul. Știți ce? Acum că nu mai suntem populari, putem și noi să ne relaxăm. Să avem și vacanțe. Care vacanțe? Toată viața noastră numai de acum este o vacanță. Acum putem să ne bucurăm de toate sărbătorile. Da, de Paște, de Crăciun. Crăciun? Crăciun? Crăciun! 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 Avem și săptămâna viitoare. Vai! Hai să terminăm o dată cu castingul ăsta. Casting. Casting. Maria! Aici! Hai să începem. Vin imediat. Ce drăguț! Nu e rău! Așa, pentru ce dai audiție? Pentru cenușăreasa. Și cu ce începi? Un monolog? O poezie? Mișoară! Uitați cum stă treaba! Aici trebuie să faceți ceva! Nu puteți doar să veniți aici și să credeți că este de ajuns! Asta e chiar culmea! Să crezi că dacă vii aici aș face o plecăciune de prințesă, gata, ești prințesă. Nu. Noi trebuie să vedem dramă, acțiune, umor. Asta înseamnă să fii prințesă. Asta este cenușărea asta. E genială. Dacă ai mai și cânta, cântați-ne ceva, domnișoară. All the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough for me. E genială, vă zic. Da, e perfectă. Dacă mă avea și un prinț acum. Maria! Aici! Prinți, avem ceva prinți? Avem! Și dumneavoastră sunteți? Prințul. Dacă și vorbește, e perfect. Uitați ce vrem să faceți. Ia aici cenușărea asta și vrem să o fermecați. De ce? Deci da. Bună, prințeso, adică, bună, treaba, prințul. Da, deci. Bine, vină o pizza, o Maria! Aici! Vino, poate să nu mai văd în fața mea. Ia de aici! Sună-mă! Maria! Aici! Mai avem prinț? Da. Avem? Da!
Bene, bene, gata! Maria, vino iată! Maria! Hai, vine pământ din iarba verde să-mi scoți un prinț! Dar ce sunt eu? Fabrică de prinț? Așa sunt prinții. Dau frumos în poze și sunt minunați până le dați text. Nu le mai dați text și o să fie minunat. S-a înțeles? Că dacă nu, vă dau și pe voi afară! Bine, Maria, gata, am te mai enervat. Mă duc să văd dacă mai avem. Ăsta e! Clar. E perfect! Ia, ăsta-i prințul meu! Avocată, pana, sunt mare fan! Am până și club! Fac cu unul numărul fan și sunt președintele clubului! Sunteți pe perioada mea, un autograf aici! Da. Dar dacă vă atingeți de prințul meu, avalan să mă fac peste voi! Doamna albă ca zăpada! Uitați cum stă treaba, nu vrem să vă luăm prințul, că nici n-am avea unde să-l punem. Vrem doar să-l împrumutăm și noi așa puțin. O scot? Zăpada, nu! Înțeles. Bună zi! Never enough! Ce frumos! Sunteți cântăreață, să deja primești tot în domeniu. Ce drăguț! Am putea face un duet! Da. Adică cu mine? Nu, că eu pe solo. Am gardul meu, moșul meu care mă așteaptă, nu, poate altă dată. Și unde este gardul? Adică aș vrea și să-l întâlnesc pe moș. E cumva un producător de muzică. Stai, cocoșule! Cocoș? Nu, înseamnă nu. Nu. Dar stați! Ce-ar fi să jucați dumneavoastră rol? Ce nu șarete? Aveți experiență și tot. Aducare, doamne! O unghie! Un fie de păr, o geană, totul! Obicei? Da, s-a întâmplat. Adică obiceiul s-a păstrat. Furnică, din nou, ești foarte tensionată. Poate că muncești prea mult. Eu înțeleg că ești furnică și asta te face împlinită. Dar dacă ajunge să-ți facă rău, eu zic că ăsta e viciu, numai vocație. Așa că trebuie să lași mai moale. Așa ca tine? E, nu vreau să par arogant, dar tot nu știu. Grelele este un model bun de joie de o vibră. A, serios. Păi de că tocmai eu nu știam. Dar acum, că mi-a atras atenția, încep să văd și să înțeleg. Cum spuneam, prea multă muncă. Asta da viață. Da. Ce te prinde, joacă vibră asta? Ce avem la cină? Că mi-e o foame. Uite așa m-am prins, joadă, cum îi spune? Joadă vibră, bucurarea trăit. Așa, da, am și uitat să văd ce mănânc. Ești de alune. Semințe. Dar ce te prinde șoadă vibră asta? Bravo, furnică! Nici măcar nu știam că e mort. Foarte tare! Serios? Nici eu nu știam, dar... Poți să-mi spui cum arată? Că nu faci și nu găsesc. Ești genială! Și cină, și spectacol! Dacă ai putea să stai o secundă ca să iau grăuntă cât de mică... De unde? Din pungă. Care pungă? Asta. Asta? De astea mea. Da. Ce? Știi că n-am pungă? Și ce o să mănânci? Furnică, lasă-o gluma că simt că mor de foame! Se prea poate, dar de la mine nu o să gândesc nicio grăuntă. Cât o fie de mică, auză el, joadă vivă. Să vedem cât îi ține de foame. Toată vara stai și behe la lună
și apoi vii la mine să-ți dau de mâncare. Iar eu, ca o fraieră, îți dau. Să nu mai zică lumea că sunt fraieră și arogantă. Dar că destul mi-am zis puțin neamul la fontenă la ciuplarul mușurilor de termite. Nu, tot nu înțeleg cu ce ți-am greșit. Aveam o înțelegere. Eu cânt și aduc farmă, iar tu adun grăunte. Și așa, amândoi ne împlinam destinul. Adică eu să muncesc și tu să cânti. Aha, acum am înțeles. Tu crezi ca mulți alții că arta nu este muncă și că doar datul tău cu mătura și adunatul de grăunte este muncă adevărată. Ei, hai să facem cu schimbul. Eu dau cu mătura, iar tu pune mâna pe chitară. Tu, mături, aș vrea să văd pe asta. Iar tu pui mâna pe chitară, că aș vrea și eu să văd asta și cred că o întreagă lumea vrea să vadă. Căutăm o plapumă, o pătură sau un cuptor încins.
sculptor? Păi dacă e încins, înseamnă că ceva coace ceva în el? Iar dacă e încins, trebuie să-l stingem cu ceva. Logic, nu? Și ce păcat ar fi dacă am face, după ce niște oameni s-au chinuit atât de mult să-l aprindă? Frate, Setilă, frate, Gelilă, nu degeaba ne-am pus împreună în povestea asta. Toți pentru unul și unul pentru toți! Bună replică, iată! Păi, eu zic, mai bine să-l urmărim pe pintenatul ăsta, poate așa ne mai încălzim puțin. Și ăștia zic că eu sunt tare. Ăștia ce au cu biata pasăre? Măi, lăsați cocoșul în pace! Nu mă faceți să mă zic de două ori! Rămâi aici! Avea boierul ăla în curte și a mâncat, nu mai pot, chiar nu mai pot. Bine, hai, du-te, înțeleg. Până la urmă ești la rococoș. Într-un final tot ciorbă o să ajungi. Pe tine chiar că te spun moșul meu. Ăsta vine cu moșul lui și crede că mie o să-mi fie frică. Mie care am adormit toate poveștile. Moșule! Aoleu, dar chiar așa. Acum că am adormit pe toți, ce mai trezește pe albă ca zăpada și rupe vraja? Na, că la asta nu m-am gândit. Moșule! Gata! Deci, era o babă, hai, și le-a dat mere tuturor. Și ei au mâncat și au murit. Că, uite, cred că erau slăbite. Și eu mi-am vrut să iau. Și apoi a zis că mă face ciorbă! Băi, babă, care ești tu, babă, că eu m-am săturat de toate babele astea din poveste. Ce-ai tu cu cocoșul meu? Cocoșul. Ia te uită. Baba asta a fost să lea și cu ea însăși. A mâncat și a mort. Acum e poartă. Cocoșule, bătul meu, avem o problemă și una chiar mare. Care? Că eu cred că s-au rezolvat toate. Nimeni nu mai vrea să mă facă ciormă. Păi dacă stau toți adormiți aici, ce povestire să mai avem? Cât o stai să povestești despre un moș și cocoșul lui? Da, ce putem face noi? Trebuie să pup prin pe albă ca spada. Ce pupă tu? Eu sunt cocoș, deci nu. Eu nu cred că albă ca spada va face mofturi. N-ai zis că te alerga? Ok, dar după asta vreau vacanță. Fără boier, fără punguțe, fără albă ca zăpada. Clic la regim! Vai de mine! Înseamnă că ne-a fost sortit să fim împreună! Vezi ce-ai făcut? Oh, cocoșule, ce drăguț ești! Thank you.
că vor trebui să-mi explice de ce am început spectacolul. Și n-am venit de-a face am zis că e spectacolul început, zic, ho, oh. Am mai bătit asta odată când jucam eu, a început spectacolul fără mine, deși era personajul principal și a zis, i-ați dat drumul? Păi da, ok. Foarte multe lucruri ne-au ieșit, extrem de bine, mai toate ne-au ieșit, au fost câteva mici lucruri care n-au ieșit cum, cum am repetat, dar care au ieșit mai bine decât ne așteptam, ceea ce a fost minunat. Din punctul meu de vedere a fost cea mai bună performanță pe care au avut-o până acum, niciodată nu au atins nivelul ăsta, exista sâmburele și speranța că o să se întâmple. Faptul că s-a întâmplat, faptul că v-au ținut 40 de minute și am râs și chiar și eu am râs, deși știam ce urmează. Mi se pare o performanță grozavă din partea lor și de aceea vă rog să-i mai aplaudați încă. Sper că le dați voie. Da. A fost o condiție sine qua non pentru a performa și dacă a fost motorul de experiență, dar da. Deci merită. O să mister mai de mâncare. Sunt gata de toată. A fost în cap. Sunt spate? Nu a fost în cap. S-a rezolvat. Nu vedeți că mai este, nu era tot.